Campanie inedită a pompierilor olteni. În această perioadă, ei desfășoară o acțiune pentru prevenirea incidentelor ce pot apărea la piscine, pe malul lacurilor de acumulare sau în alte locuri de scăldat. Iar dacă aceste locuri sunt neautorizate, pericolul este și mai mare. Astfel, scafandrii SU-OLT transmit mesaje prin care încearcă să-i facă pe oameni să conștientizeze riscul de înnec în această perioadă. Cetățenii vor frecventa doar locurile special amenajate pentru not și scăldat. Dar părinții sunt sfătuiți să nu-ți lase copiii nesupravegheați lângă și în apă. Având în vedere perioada de vară cu temperaturi ridicate și faptul că majoritatea cetățenilor aleg să își petreacă timpul la plajă sau în zonele cu cursuri de apă, dar neamenajate, le reamintim acestora că riscul de înec este ridicat în astfel de zone neamenajate. Am lansat o campanie pentru prevenirea riscului de înec cu sprijinul echipei de scafandrie a inspectoratului. De asemenea, scafandrul ISU-OLT îi învață pe oameni cum să procedeze dacă sunt în pericol să se înnece ori o persoană aflată în preajma lor are nevoie de ajutor. În acest fel, salvatorii olteni cred că mesajele ajung mai repede la populație și poate fi redus pericolul de accidente. Sunt transmise atât măsuri de prevenire a acestor situații, dar și măsuri pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înnec. Acestea sunt transmise prin intermediul unor materiale video, atât măsurile cât și modalitățile practice prin care cetățenii care se află în apropierea unei persoane aflate în pericol de înnec pot să o salveze pe aceasta fără a-și pune viața în pericol. De asemenea, sunt informați și deținătorii de lacuri de acumulare și balastiere, precum și consiliile locale care au pe raza teritorială cursuri de apă. Au obligația să identifice zonele periculoase pentru scăldat sau înnot și să monteze panouri de avertizare cu mențiunea scăldatul interzis, pericol de înnec. Amplasarea panourilor se va face în locuri vizibile, iar inscripționarea va fi obligatoriu în limba română, fără a fi exclusă și prezentarea în alte limbi. Într-un alt filmul